Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Suntem împreună din nou în seara aceasta care apune peste praznicul Sfinților Apostoli, Aristarh, Put și Trofim. Sigur, niște nume pe care nu le reține nici Arhiva Internațională și nici memoria istoricilor moderni. Dar în mod cert, în memoria bisericii, cu o memorie ceva mai bună decât ceilalți, aceștia rămân în continuare modele de urmat, de trăit și de împlinit în Hristos. Aseară am terminat așa, mai cu un tonus mai scăzut. Și ca să vă îndemn să vă odihniți, pentru că este o oboseală cronică noi de care nu putem scăpa dacă nu ne legăm noi înșine de sufletul cel mare al bisericii, care este Hristos. Gândul din seara aceasta este din Pilde, capitolul 24, versetele 3-4. Prin înțelepciune se ridică o casă, prin bună chipzuială se întărește și prin știință se umple cămările ei de tot felul de avuție scumpă și plăcută. Remarcați, nu e niciun contrast între teologie și știință, ba chiar cuvântul Scripturii ne arată că frumusețea unei case stă în știință. Nu ne mai acuzați, vă rog frumos, cei care credeți că le știți pe toate, că biserica nu știe cum să-și crească oameni și cum să-i încurajeze să ajungă oameni de știință atunci când e nevoie să împodobească cămările. Încercați să citiți din când în când și cu ochii noștri lucrurile acestea care trec prin noi și se dăruiesc celorlalți cu această încurajare, cu această motivație venită de sus pentru viața lor. Părintele Arsenie Boca, cel din al cărui operă scrisă cităm foarte des în ultima vreme, în practica vieții monahale scrie atât, limpede, negru pe alb. De toate să fii sărac ca să atârni întru totul de Dumnezeu. Oamenii te vor defăima neînțelegându-ți viața, dar nu uita, căci nici viața lui Iisus n-au înțeles-o cei care l-au răstignit. Oamenii prea legați de fire n-au înțeles niciodată viețuirea mai presus de fire. De aceea s-au temut de ei ca de un rău, ca de o mustrare și i-au făcut mucenici. Iar cu vioșii au trăit de bunăvoie o viață de mucenici. Cu alte cuvinte, nu-i totul ce mâncăm și ce bem. Se apropie Paștele și imediat veți vedea știri despre miei, ouă, tot felul de alte alimente, într-un fel sau altul, amestecate fără îndoială între tradiția noastră străbună și un soi de, cum să-i spunem astăzi, viață modernă în grabă în toate. Nu vă grăbiți. Încercați să înțelegeți că Paștele este despre Hristos și că acest Hristos nu poate fi slujit oricum. Iar cei care i-am pomenit prin Părintele Arsenie, mucenicii, părinții, cuvioșii care și-au dorit viețile lor pentru ca viața lor să fie una cu Hristos, înseamnă mult mai mult decât o mâncare de ceapă verde și un pic de brânză într-un colț de farfurie. Astăzi e ultima zi când vă mai îndemn așa. De mâine intrăm în siajul florilor și am să-mi îngădui ca săptămâna aceasta și cealaltă să fim împreună după aceea martorii mari taine a trecerii prin patimă și prin moartea Domnului Hristos. Dar până atunci aduceți-vă aminte, prin înțelepciune se ridică o casă, prin bună chipzuială se întărește, prin știință se umple comările de tot felul de avuție scumpă și plăcută. Mâine este o nouă zi.